Vezi, Sonia, am judecat că așa are să fie poate mai bine. Este o împrejurare la mijloc. Dar ar fi prea lung de povestit și n-am timp. Știi numai ce mă înfurie? Mă înfurie când mă gândesc la mutrălațile imbecile, bestiale, care au să mă înconjoare îndată, au să caște ochii la mine, au să-mi pună întrebări stupide la care va trebui să răspund, au să mă arate cu degetul. Tu. Știi? Eu n-am să mă duc la Porfiri. M-am săturat de el. Am să mă duc mai bine la prietenul meu, Dinamite. Ce are să se mai mire? Ce impresie am să provoc? Dar ar trebui să am mai mult sânge rece. Prea iritabil în ultima vreme. Mă crezi? Aproape că am amenințat-o cu pumnul la dinar pe sora mea, numai pentru că s-a întors ca să se mai uite odată la mine. Starea asta este o adevărată pacoste. Iată unde am ajuns. Unde scruțile tale? Părea că nu e în apele lui. Nu putea să stea locului o clipă, nici să-și fixeze atenția asupra unui obiect oarecare. Gândurile îi săreau de la una la alta. Pierdea șirul. Îi tremurau ușor mâinile. Sonia scoase în tăcere din sertar două cruci, una de chiparos, cealaltă de aramă. Își făcu cruce, apoi îi făcu lui și atârna de gât crucele sale de chiparos. Asta înseamnă că mi-au cruce. Ca și cum n-aș fi suferit până acum. Cruciulița de chiparos. Adică o cruciuliță cum poartă oamenii simpli. Cea de aramă, Elizabete, ți-o păstrezi ție. Arată-mi-o. O să zic că o purta în clipa aceea. Cunosc alte două cruciulițe asemănătoare, de argint și o iconiță. Le-am aruncat pe pieptul bătrânei atunci. Pe acele ar fi trebuit să le pun acum. Da. Dar în droga vrute și nevrute. Și uite de ceea ce este mai important. Sunt cam săpăcit. Vezi, Sonia, am venit anume pentru un lucru. Am venit să te anunț ca să știi tu. Și asta e tot. Nu e pentru asta am venit. Doar tu ai vrut să mă duc. Am să stau la închisoare și are să ți se împlinească dorința. De ce plângi? Și tu plângi? Încetează. Ajunge. Ah, ce greu mi-este. Sentimentul se născuse totuși în sufletul lui. Inima este strânsă privind-o. Asta de ce plânge? Se gândea el. Ce sunt eu pentru dânsa? De ce plânge? De ce se îngrijește de mine, de parcă ar fi mama sau Dunia? Are să-mi fie de dac. Fă-ți cruce. Roagă-te măcar o dată, îl rugă Sonia cu glas tremurător, sfios. Oh, fii, am să mă rog cât poftești. Din toată inima, Sonia. Din toată inima. Ar fi vrut totuși să spună altceva. Își făcu cruce de câteva ori. Sonia luă un șal și-și acoperi capul. Era acea broboadă din drap de dam despre care pomenise cândva Marmeladov, șalul lor de familie. Raskolnikov se gândi întreagăt la acest lucru, dar nu întrebe. Într-adevăr, se simțea cam zăpăcit și foarte tulburat. Asta îl neliniștea. Deodată îl miră faptul că Sonia vrea să meargă cu el. Ce faci? Unde te duci? Rămâi. Vreau să fiu singur. Strigă el iritat și aproape furios porni spre ușă. Ce rost are să merg cu suite? Mormăie el ieșind. Sonia rămase în mijlocul camerei. Nici nu-și luase măcar rămas bun de la ea. Parcă ar fi uitat-o de pe acum. Sufletul lui era plin de îndoială și de revoltă. Oare totul s-a încheiat? Trebuie neapărat să o fac? Se întreba el coborând scara. Nu e chip să mai dau înapoi. Să se dragă lucrurile. Și să nu mă duc acolo? Totuși mergea înainte, simțind deodată că nu mai avea niciun rost să-și pună întrebări.
După ce ieși în stradă, și-a dus aminte că nu-și luase rămas bun de la Sonia, că ea a rămas în mijlocul camerei cu brobata ei verde pe cap, ca țintuită în loc, în urma vorbelor lui răstite. Dar în aceeași clipă, un gând îi străbătă fulgerător minte, de parcă ar fi pândit momentul să-l dobare cu totul. Pentru ce? Pentru ce am venit la ea? I-am spus că am treabă cu ea. Ce treabă? N-am avut nicio treabă. Să-i declar că mă duc. Ei și? Mare nevoie. Nu cumva o iubesc. Doar nu o iubesc. Nu o iubesc? Am alungat-o din iar ca pe un câine. Ori am avut într-adevăr nevoie de crucile ei. Cât de jos am căzut. Nu, am avut nevoie de lacrimile ei. Trebuia să văd cum se sperie, să văd cum o doare inima și cât suferă. Trebuia să mă agăț de ceva, să amân, să văd un om. Și eu am îndrăznit să am încredere în mine, să visez lucruri mari. Eu, un nemernic, un cerșător, un ticălos. Mergea de-a lungul canalului și nu mai avea mult de mers, dar ajuns lângă pod, se opri și, deodată, coti pe pod și porni spre Sănaia. Se uita cu nesați la stânga și la dreapta, cerceta încordați fiecare obiect și nu-și putea concentra atenția. Toate treceau în goană prin fața lui. Peste o săptămână, peste o lună am să trec iar, dus cu duba înghesurii peste podul acesta. Oare cu ce ochi voi privi eu atunci canalul? Am să-l mai bag în seamă? Ai trecut prin creier. Uite firma de acolo. Am să mai citesc atunci ca acum aceste litere. Aici scrie asociație. Ce bine ar fi să nu uit acest A, litera A, și să mă uit la acest A peste o lună. Ce am să simt și ce am să gândesc atunci? Doamne, cât de meschine sunt toate aceste griji ale mele. Firește, ar fi interesant, într-un fel. Oh, sunt ca un copil. Fac pe fanfaronul cu mine însă. Și de ce m-aș rușina de gândurile mele? Oh, ce amborzeală! Uite grăsanul de acolo. Trebuie să fie neamț, care m-a ghiontit adineauri. Știe el oare pe cine a împins cu cotul? Baba asta cu copilul de mână care cere de pomană mă crede poate mai fericită decât însă. Ar trebui să-i dau un ban, așa, pentru ciudățenia acestui fapt. Uite un pitac, a mai rămas în buzunar. De unde? Ia-l, maică. Să se răsplătească Dumnezeu, se auzi glasul tânguitor al cerșetoarei. Intră în Sănaia. Îl supăra, tare îl supăra că se lovea mereu de oameni. Totuși mergea tocmai acolo unde vedea mulțimea mai deasă. Ar fi dat orice ca să rămână singur, dar simțea că nu s-ar fi putut bucura nicio clipă. În mulțime făcea scandal în bețiv. Voia neapărat să joace și tot cădea pe o parte. Lumea se înghesuia în jurul lui. Raskolnikov își croi drum prin gloate. Câteva clipe se uită la bețiv și deodată începu să râdă tare, scurt, sacadat. Peste o clipă uită de bețiv și nici nu-l mai vedea, deși se uita la el. Se depărtă fără să-și dea seama și, ajuns în mijlocul pieței, o pornire ciudată îl îmboldi, stăpânindu-l cu trup și suflet. Își aminti de vorbele Soniei. Du-te la răscruce de drumuri, închină-te în fața oamenilor, sărută pământul față de care ai păcătuit și spune cu glas tare lumii întregi, sunt un ucigaș. Trăsări aducându-și aminte de aceste cuvinte. Și atât de tare îl apăsa durerea și neliniștea fără leac din ultima vreme și mai ales din ultimele ceasuri, că se repezi ca spre ieșire, spre acest nou chin, lăsându-se cu totul în voia lui. Era ca într-o criză. Parcă i se aprinsese o scânteie în suflet și acum ardea tot. Îi se muia firea și-l poliviră lacrimile. Căzu în genunchi pe locul unde stătea. Îngenunchiată în mijlocul pieții, se închină până la pământ și sărută cu bucurie pământul noroios. Se sculă și se închină pentru a doua oară.
Ia-te, uite cât e de beat, spuse un flăcău lângă el. Cineva râse tare. Pleacă la Ierusalim, fraților. Își a rămas bun de la copii, de la glie. Salută pe toată lumea. Sărută capitala țării. Își lipește buzele de pământul Sankt Petersburgului, adăugă un târgoveț beat. Băiat tânăr, se amestecă al treilea. De familie bună, observă un glas de om așezat. Azi nu mai poți ști care de familie bună și care nu. Toate aceste vorbe și observații îl împiedicară pe Raskolnikov și cuvintele am ucis, care poate erau gata să iasă din gura lui, rămaseră neroștite. Îndură liniștit toate strigătele și, fără să se uite înapoi, porni drept înainte prin ulicioară spre secția de poliție. Îi răsări o nălucă în drum, dar se aștepta să se întâlnească și de aceea nu se miră. În clipa când îngenunchease în senaia și se închinase pentru a doua oară până la pământ, zărise la vreo 50 de pași de el pe Sonia. Ea se ascundea de privirile lui după una din barăcile de lemn care se aflau în piață. Prin urmare, îl însoțea în drumul lui dureros. Raskolnikov simți și înțelese în clipa aceea, odată pentru totdeauna, că de acum încolo Sonia îl va urma până la moarte, fie și la capătul pământului, oriunde l-ar arunca soarta. Inima îi se răsuce în piept, dar iată-l ajuns la locul fatal. Intră în curte destul de îmbărbătat. Trebuia să urce la etajul 3. Că turc, mai am timp să mă răzgândesc. Se amăgea spânându-și până în ultima clipă care mai putea da înapoi. Același gunoi, aceleași coși de ouă pe scara în spirală ca și de prima dată, aceleași uși deschise pe palier, aceleași bucătării din care venea fum și miros greu. Raskolnikov nu mai dăduse pe acolo din ziua aceea. Genunchii îi amorțeau și abia îl țineau picioarele în timp ce urca treptele. Se opri pentru o clipă să răsufle, să-și revină, să intre ca un om. Dar pentru ce? Pentru ce? Dacă trebuie să beau paharul până la fund, oare nu-i tot una? Cu cât are să fie mai amar, cu atât mai bine. Văzu în închipuire chipul lui Ilia Petrovici din Amită. Să mă duc oare chiar la el? Nu s-ar putea să mă duc la altcineva? Nu s-ar putea să mă duc la Nicodin Fomici? Să mă întorc din drum și să mă duc la el acasă? Cel puțin totul s-ar petrece ca în familie. Nu, nu. La dinamită. Dacă e vorba să o fac, apoi să o fac cât mai repede. Cu mâinile și picioarele reci ca gheața, aproape inconștient, deschise ușa secției de poliție. De data aceasta era foarte puțină lume înăuntru, un portar și un om din popor. Pasnicul nici măcar nu-și scoase capul din cușcă. Raskolnikov trecu înainte. Poate că s-ar putea încă să nu spun nimic. Îi trecu prin cap. Un consopist oarecare cu surtuc civil se pregătea să scrie ceva pe birou. În colț stătea alt consopist. Zametov lipsea. Nicodin Fomici nu era pe semne nici el. Nu e nimeni? Întrebă Raskolnikov, întorcându-se spre consopistul de la birou. Cu cine doriți să vorbiți? A, de auzit nu se aude, de văzut nu se vede, dar de simțit se simte miros de creștin, cum zice povestea. Am uitat. Oh, respectele mele, strigă de dată o voce cunoscută. Raskolnikov tresări. În fața lui stătea dinamită. Ieșise deodată din altă odaie. Așa a fost sortit, se gândi Raskolnikov. Ce caută aici? Ați venit la noi? Ce vânt vă aduce? Urmă să strige Ilia Petrovici. Era pare să cât se poate de bine dispus, chiar un pic sureșcitat. Dacă veniți cu treabă, e cam de vreme. Eu am venit întâmplător. De altfel, dacă pot să vă fiu de folos... Iertați-mă. Raskolnikov.
V-ați putut închipui că v-am uitat numele? Vă rog să nu credeți că sunt chiar atât de... Radionăci, așa mi se pare. Radion Rămânăci. Da, Radion Rămânăci. Tocmai asta am vrut să spun. Am întrebat mereu de dumneavoastră. Mărturisesc că mi-a părut foarte rău. Sincer rău că ne-am purtat atunci cu dumneata, că am... Mi s-a spus mai târziu. Am aflat mai târziu că sunteți un tânăr literat, un om de știință chiar. Cum s-ar zice, la primii pași pe această cale. O, Doamne, care literat sau om de știință n-a dus la început o viață cam originală? Și eu și soția mea admirăm literatura. Soția mea o adoră chiar. Literatură și artă. Să fii om cu bun simț, că restul îl poți obține prin talent, cunoștință, inteligență, geniu. Pălăria bunoară. Ce înseamnă pălărie? Pălăria este un muft. Poți să o cumpăr de la Zimmermann. Dar ceea ce se ascunde sub pălărie, ceea ce acoperă pălăria, asta nu pot cumpăra nicăieri. Mărturisesc că am vrut să mă duc la dumneavoastră, să mă explic, dar m-am gândit că poate... Ia te uite, nici nu v-am întrebat măcar. Aveți vreo treabă? Se zice că v-a venit familia. Da, mama și sora mea. Am avut cinstea să o întâlnesc pe surioara dumneavoastră. Este o persoană foarte instruită și fermecătoare. Mărturisesc că mi-a părut foarte rău că ne-am înfierbântat așa, amândoi. Atunci. Ce caz. Eu, din pricina leșinului, v-am privit atunci într-un chip anumit. Asta s-a lămurit mai apoi în felul cel mai strălucit. Cruzime și fanatism. Vă înțeleg indignarea. Poate că în legătură cu venirea familiei vă schimbați locuința. Nu. Am venit așa. Am venit să întreb. Am crezut că îl voi găsi pe Zametov. Ah, da. V-ați împrietenit. Am auzit. Zametov nu mai este la noi. Nu o să-l găsiți. Da, Alexandra Grigorievici ne-a părăsit. De ieri nu mai face parte din cadrele noastre. S-a transferat și, transferându-se, s-a certat cu toți, oarecum nepoliticos. Un băieț andrușuratic, nimic altceva. Dădea speranță. Dar, vedeți, așa se întâmplă cu tineretul nostru strălucit. Nu știu exact. Mi se pare că voia să dea un examen, dar știți cum se întâmplă la noi? Vorbește omul. Vorbește, face pe grozavul și cu asta se isprăvește examenul. Bineînțeles, nu e nicio asemănare între Zametov și dumneavoastră sau domnul Razumihin, prietenul dumneavoastră. Cariera dumneavoastră este știința. Din izbânzile nu o să vă întoarcă din cale. Pentru dumneavoastră, toate frumusețile vieții, s-ar putea spune, nihil est, ascet monah sihastru. Pentru dumneavoastră nu există decât cartea, pana după ureche, cercetările științifice. Iată unde vă zboară gândul. Și eu, într-o oarecare măsură, ați citit însemnările lui Livingstone? Nu. Eu am citit. De altfel, astăzi sunt foarte mulți nihiliști. E și de înțeles. Ce vremuri trăim, vă întreb. Vorbesc așa de la om la om. Dumneavoastră, firește, nu sunteți nihiliști. Răspunde sincer, sincer de tot. Nu. Puteți să vorbiți cu mine absolut sincer. Nu vă fie rușine. Cum ați vorbi cu dumneavoastră înșivă? Una-i slujba, alta-i... Ați crezut că spun prietenie? Nu, n-ați găsit. Nu prietenie, ci sentimentul de cetățean și de om. Sentimentul uman și de dragoste pentru cel de sus. Pot fi persoană oficială în exercițiul funcțiunii, dar sunt dator să mă simt totdeauna cetățean și om și să răspund. Ați pomenit adineori de Zametov. Zametov este un scandal agiu în stil franțuzesc, când a băut un pahar de șampanie sau de vin de don în vreun local dubios. Iată cine este Zametov. Iar eu, poate cum s-ar zice, ard de râvnă și sentimente înalte în slujba pe care o ocup. De altminteri am un grad, o situație, oarecare importanță socială. Sunt însurat și am copii.
Îmi îndeplinesc datoria de om și de cetățean. Iar el? Cine este el? Dacă îmi îngăduiți întrebare. Mă adresez dumneavoastră ca unui om înnobilat de cultură. Și apoi poftim. Și moșile astea s-au înmulțit în zilele noastre peste măsură. Raskolnikov ridică sprâncenele uluit. Cuvintele lui Ilia Petrovici, care vădit abia se sculase de la masă, îi sunau în urechi ca niște vorbe goale. Le înțelegea totuși de bine de rău într-o anumită măsură. Îl privea întrebător pe dinamite și nu știa cum se vor isprăvi toate acestea. Vorbesc despre fetele acelea cu părul tuns. Le-am poreclit de la mine putere moașă și găsesc porecla foarte potrivit. Se bagă la medicină, învață anatomia. Spune și noastră dacă mă îmbolnăvesc. Să chem vreodată o fată să mă trateze? Ilia Petrovici râdea absolut încântată de spiritele lui. Să zicem că setea după instrucțiune este nestăvilită, dar te-ai instruit și ajunge. Pentru ce să întrece măsura? De ce să insultăm persoane de treabă, cum face ticălosul de Zametov? Pentru ce m-ai insultat, vă întreb? Uite, și sinuciderile s-au înmulțit grozav în ultima vreme. Nici nu vă puteți închipui cât s-au înmulțit. Toți indivizii aceștia mănâncă tot ce au până la ultimul ban și apoi se sinucid. Fetișcane, băiețandri, bătrâni, își pun capăt zilelor. Azi dimineață ni s-a anunțat sinuciderea unui individ care abia a sosit în capitală. Nil Pavlici, auzi, Nil Pavlici? Cum îl cheamă pe gentlemanul acela a cărui sinucidere ne-a fost anunțată adineaur? Acela care s-a împușcat în Petersburgskaya. Svidrigailov, răspunse cineva cu glas răgușit și nepăsător din odaia de alături. Raskolnikov tresări. Svidrigailov? Svidrigailov s-a împușcat? Strigă el. Cum? Îl cunoașteți pe Svidrigailov? Da, îl cunosc. A venit nu de mult. Da, da, a venit de curând și a pierdut soția. Un chefliu, un stricat, și deodată se împușcă și încață de scandalos că nici nu vă puteți închipui. A lăsat în carnetul lui de note câteva cuvinte, că moare în depline facultăți mentale și roagă ca nimeni să nu fie învinuit de moartea lui. Se zice că omul ăsta a avut parale. Vă să zic că l-ați cunoscut. Da, l-am cunoscut. Sora mea a fost guvernantă la ei în casă. Ei, prin urmare ne puteți comunica unele lucruri. Și noastră n-ați bănuit nimic. L-am văzut ieri. El bea vin și eu n-am bănuit nimic. Raskolnikov simțea ca și cum s-ar fi prăbușit ceva pe umerii lui și l-a pasă la pământ. Iarăși parcă ați pălit. Eu nu era atât de închis la noi. Da, trebuie să plec, mormâi Raskolnikov. Să mă iertați că v-am deranjat. Vai de mine, cu cea mai mare plăcere. Mi-ați făcut mare plăcere și sunt bucurosă. Ilia Petrovici a întinse mâna. Am venit la Zametov. Înțeleg, înțeleg. Mi-ați făcut plăcere. La revedere, zâmbi Raskolnikov. Ieși clătinându-se. I se învârtea capul. Nu și simțea picioarele. Cobora scara sprijinindu-se cu mâna dreaptă de zid. I se păru că un portar cu registru sub braț îl îmbrânci suind scara spre secție. Ca un cățel lătra din răsputere cu un etaj mai jos. Că o femeie aruncă cu făcălețul după el și strigă ceva. Coborâ și ieși în curte. Acolo, nu departe de intrare, stătea palidă, mai mult moartă decât vie Sonia, și se uita la el cu o privire sălbatică. El se opri în fața ei. Ceva bolnav și chinuit se răstrunse pe chipul fetei. O adâncă deznădejde. Își împreună mâinile. Un zâmbet hâd de om pierdut strâmbe gura lui Raskolnikov. Rămas o clipă în fața Soniei, zâmbi din nou, se întoarse și porni iarăși sus, spre secție. Ilia Petrovici se așezase la locul lui și răsfoia niște hârtii. În fața lui stătea acel mujic care le îmbrâncise pe Raskolnikov pe scară. Ah, v-ați întors? Ați uitat ceva?
Dar ce aveți?" Raskolnikov, cu buzele albe și privirea fixă, se apropie încet de masă, se sprijini cu mâna. Voi să spună ceva, dar nu izbăti. Nu se auzeau decât niște sunete nearticulate. "Vi s-a făcut rău? Luați loc, ședeți. Apă!" Raskolnikov se așeză pe scaun, dar nu-și lua ochii de la Ilia Petrovici, foarte neplăcut surprins. Amândoi se priviră o clipă în tăcere, așteptând ceva. Cineva aduse apă. "Eu..." începu Raskolnikov. "Poftim apă." Raskolnikov dădu la o parte mâna care întindea paharul și rosti încet, cu pauze, dar foarte clar. "Eu am ucis cu toporul și am jefuit pe bătrâna vădăvă de funcționar și pe sora ei." Ilia Petrovici căscă gura. Din toate părțile se adună lumea. Raskolnikov își repetă depoziția. Epilog. Capitolul 1. Siberia. Pe malul unui râu mare și pustiu se înalță un oraș, unul din centrele administrative ale Rusiei. În oraș există o fortăreață. În fortăreață, o închisoare. În această închisoare se află de 2 luni deținutul Radion Raskolnikov, condamnat la muncă silnică cu deportare. Din ziua crimei a trecut aproape 1 an și jumătate. Procesul lui a decurs fără prea mari greutăți. Criminalul își menținea depoziția cu hotărâre, precizie și claritate. Nu încurca circumstanțele, nu încerca să le atenueze. Nu denatura faptele și nu uita nici cele mai mici amănunte. El a descris în întregime și a amănunțit cum a săvârșit crima. A explicat misterul amanetului, plăcuța de lemn cu fâșia de metal, care s-a găsit în mâna bătrânei ucise. A povestit cum a luat de la victime cheile. A descris aceste chei, sipetul și lucrurile care îl umpleau. Enumeră chiar unele obiecte pe care le văzuse înăuntru. Lămuri enigma asasinatului Lizavetei. Povesti cum venise și bătuse la ușă Koch, apoi studentul. Repetă tot ce vorbiseră ei. Istorisi cum el, criminalul, fugise jos pe scară, cum auzise țipetele lui Mikolka și Mitka, cum s-a ascuns în apartamentul gol, cum s-a întors acasă și, în încheiere, a arătat piatra de lângă poarta unei curți de pe prospectul Vasnesinski, sub care au fost găsite obiectele furate și punga. Într-un cuvânt, cazul era limpede. Anchetatorii și judecătorii se mirau grozav că el ascunsese obiectele și banii sub piatră, fără să se folosească de ele, și mai ales că nu numai că nu-și amintea detaliat de obiectele pe care le furase, dar nu le știe bine nici numărul. Faptul că el n-a deschis niciodată punga și habar n-avea câți bani se aflau înăuntru, le-a părut neverosimil. În pungă se aflau 317 ruble de argint și 3 monede de 20 de copeci fiecare. Fiindcă zăcuseră multă vreme sub piatră, câteva bilete, cele mai mari care se aflau deasupra, se stricaseră aproape de tot. Mult timp au încercat să afle. De ce inculpatul minte numai în această privință, pe când în toate celelalte mărturisește de bunăvoie și spune numai adevărul? În sfârșit, unii anchetatori, psihologi, au admis că era totuși posibil ca el să nu se fi uitat în pungă și să fie ascuns sub piatră fără să se fie interesat de ce conține. Dar, din această împrejurare, ei au dedus că însăși crima n-a putut fi săvârșită decât într-o stare de nebunie temporară. Că, ziceau ei, era un caz de boală, de monomanie a asasinatului și a jafului. Că criminalul a ucis și a jefuit fără scop și fără să se gândească la foloasele materiale pe care ar putea să le tragă din acțiunea lui. Tocmai atunci a apărut o teorie nouă foarte la modă despre alienarea mentală temporară, care, în vremurile noastre, este atât de des aplicată diversilor criminali. În afară de aceasta, starea de ipohondrie de care Raskolnikov suferea de multă vreme a fost atestată de mulți martori. De doctorul Zasimov, de foștii lui colegi de facultate, de gazda și servitoarea ei. Toate acestea au dus la concluzia că Raskolnikov nu era întru totul un ucigaș,
un tâlhar și un jefuitor de rând, și că la mijloc se ascunde altceva. Spre marele necaz al celor care susțineau acest punct de vedere, criminalul aproape n-a încercat să se apere. La întrebările definitive, ce anume l-a îndemnat să comită asasinatul și ce l-a făcut să jefuiască, el a răspuns cât se poate de limpede, cu cea mai brutală sinceritate, că motivul crimei a fost proasta lui situație materială, sărăcia și lipsa de ajutor, dorința să consolideze primii săi pași în viață, speranța că va izbuti să facă carieră cu ajutorul a cel puțin 3.000 de ruble, pe care credea că le va găsi la victima lui. Se hotărâ să se ucide fiindcă este ușuratic și laș și pe deasupra înrăit până la disperare de lipsuri și insuccese. La întrebarea ce anume l-a făcut să se predea, a răspuns deschis că se căia sincer. Toate acestea erau prea brutale. Totuși, sentința a fost mai blândă decât s-ar fi putut bănui, fiindcă criminalul nu numai că refuza să se apere, dar parcă dorea cu tot din adinsul să se învinuiască cât mai rău. S-a ținut seama de toate împrejurările ciudate și speciale ale cazului. Starea bolnăvicioasă și mizeria criminalului înainte de săvârșirea crimei erau absolut neîndoielnice. Faptul că el nu s-a folosit de roadele jafului a fost trecut parte pe seama remușcărilor, parte pe seama stării nu tocmai perfecte a facultăților mentale în momentul crimei. Faptul că o ucisese din întâmplare pe Elizaveta servea chiar în sprijinul acestei presupuneri. Omul comite două asasinate și în același timp uită ușa deschisă. În sfârșit, faptul că s-a predat singur tocmai atunci când justiția fusese indusă în eroare prin falsă mărturie a unui fanatic smintit și când împotriva adevăratului criminal nu numai că nu existau indicii precise, dar nici măcar bănuiel, Porfiri Petrovici s-a ținut de cuvânt pe deplin, au contribuit de asemenea la ușurarea soartei învinuitului. Cu totul pe neașteptate au fost descoperite și alte fapte care de asemenea au pledat în favoarea inculpatului. Astfel, fostul student Razumihin a dezgropat nu se știe cum și a reușit să aducă toate dovezile că criminalul Raskolnikov, pe vremea studenției, a ajutat din puținii bani pe care îi avea pe un coleg de facultate, sărac și bolnav de tuberculoză, pe care aproape că l-a întreținut o jumătate de an. Iar după moartea acestuia, a îngrijit de tatăl bătrân și bolnav al colegului său mort. L-a băgat într-un spital și când a murit, l-a înmormântat. Toate aceste informații au avut o influență binefăcătoare asupra destinului său. Fosta lui gazdă, văduva Zarnițână, mama logodnicii sale moarte, a declarat că încă pe vremea când stăteau în casa de la Cinci Colțuri, noaptea, a luat foc casa și Raskolnikov, punându-și viața în primejdie, a salvat dintr-un apartament în flăcări doi copilași. Cu acest prilej s-a ales cu arsuri destul de grave. Acest fapt a fost cercetat cu luarea minte și confirmat de numeroși martori. Pe scurt, ținându-se seama de faptul că criminalul s-a predat singur și de alte circumstanțe atenuante, procesul s-a încheiat cu o condamnare numai de 8 ani de muncă silnică cu deportare. Încă de la începutul procesului, mama lui Raskolnikov a căzut la pat. Dunia și Razumihin găsiră mijlocul să o scoată din Petersburg pe tot timpul cât a ținut procesul. Razumihin a ales un orășel în apropiere de Petersburg, cu legătură de cale ferată, ca să poată urmări îndeaproape toate fazele procesului și în același timp să se vadă cât mai des cu Avdotia Romanovna. Boala pulhării Alexandrovna era o ciudată boală de nervi însoțită de alienare mentală, cel puțin parțială, dacă nu totală. Întorcându-se de la ultima ei întâlnire cu fratele său, Dunia o găsi bolnavă, cu febră mare și delirând. În aceeași seară, ea se înțelese cu Razumihin ce să-i răspunde mamei când va întreba de fiul ei și chiar născoci împreună cu el o întreagă poveste despre plecarea lui Raskolnikov departe, la granița Rusiei, unde era trimis într-o misiune particulară care îi va aduce în sfârșit bani și renume. Ceea ce îi miră însă era că pulheria Alexandrovna nu le-a pus nicio întrebare și nu i-a discutat în această privință nici atunci, nici mai târziu. Dimpotrivă, născocise ea însăși o întreagă poveste cu plecarea neașteptată a fiului ei. Cu lacrimi în ochi, ea povestea că venise să și-a rămas bun de la dânsa. Totodată făcea aluzie că numai ea știe multe lucruri tainice de mare importanță. Spunea că Rodia are mulți dușmani, foarte puternici, așa că este nevoit chiar să se ascundă. În ceea ce privește cariera lui viitoare, o vedea sigură și strălucită, în clipa când vor trece unele împrejurări neprielnice.
Îl încredința pe Razumihin că fiul ei va ajunge odată un mare om de stat, fapt care se vede din articolul ce dovedește cu prisosințe extraordinarul lui talent literar. Recitea într-un acest articol, uneori chiar cu glas tare. Mai că dormea cu revista în pat și totuși nu întreba unde se află Rodia, deși faptul că ceilalți evitau să vorbească despre acest lucru ar fi trebuit să-i trezească bănuielile. Până la urmă, această tăcere ciudată a pulherii Alexandrovna început chiar să-i sperie. De pildă, ea nu se plângea niciodată că nu primește scrisori de la el, cu toate că pe vremuri, în orașele lor, trăise numai cu speranța și în veșnică așteptare de a primi cât mai iute vești de la iubitul ei Rodia. Acest lucru era atât de inexplicabil încât Dunia se îngrijoră. Uneori se gândea că mama ei presimte că s-a întâmplat ceva îngrozitor în soarta fiului ei și se teme să întrebe ca să nu afle ceva și mai îngrozitor. În orice caz, Dunia vedea limpede că pulheria Alexandrovna nu mai era în toate mințile. Totuși, de două ori, ea singura a adus vorba despre el într-așa fel încât n-a fost cu putință să răspundă fără să pomenească unde se află Rodie. Iar după răspunsurile primite, care nu puteau fi decât încurcate și șovăielnice, ea s-a întristat grozav. A rămas posomorâtă, tăcută și această stare a ținut mult timp. Dunia își dădu seama în sfârșit că minciunile și născocirile nu prindeau și că era mai bine să treacă cu totul sub tăcere anumite puncte. Dar își dădea seama din ce în ce mai limpede și, acum era chiar sigură, că biata mamă bănuiește ceva groaznic. Între altele, Dunia și-a dus aminte de vorbele fratelui ei, care îi spusese că mama s-a auzit unele lucruri spuse de ea prin somn în noaptea care a urmat după scena cu Svidrigailov. Ce-o fi prins ea din vorbele scăpate în delir fiicei sale? Adeseori, câteodată după câteva zile sau chiar săptămâni de tăcere ursuză, posomorâtă și lacrimi multe, bolnava se însuflețea cuprinsă de o exaltare nervoasă și începea deodată să vorbească cu glas tare, aproape fără întrerupere, despre fiul ei, despre speranțele ei, despre viitor. Fanteziile ei erau uneori foarte ciudate. Cei din jur nu contraziceau, îi cântau în strună și totuși nu continua să vorbească. 5 luni după ce criminalul și-a mărturisit vina, s-a dat sentința. Razumihin îl vizita la închisoare de câte ori îi era permis. Sonia de asemenea. Apoi a sosit clipa despărțirii. Dunia îi jură fratelui ei că această despărțire nu va ține toată viața. Razumihin făcu același lucru. În mintea tânără și înflăcărată a lui Razumihin încolțise un proiect foarte hotărât. În următorii 4-5 ani să câștige și să pune deoparte ceva bani și apoi să se mute în Siberia, unde terenul era bogat în toate privințele, iar oameni care să muncească și bani erau puțini. Se vor stabili în orașul în care va fi Rodie și vor începe împreună o viață nouă. Luându-și rămas bun, toți au plâns. În ultimele zile, Raskolnikov a fost foarte îngândurat. Întreba mereu de mama lui și era foarte îngrijorată din pricina ei. Era cu gândul numai la ea, plin de durere, și acest lucru o neliniștea pe Dunia. Aflând amănunte despre starea bolnăvicioasă a mamei sale, Raskolnikov se posomoră adânc. Cu Sonia era foarte tăcut. Cu ajutorul banilor pe care îi lăsase Svidrigailov, Sonia își făcuse de mult pregătirile ca să urmeze lotul de arestați cu care urma să plece Raskolnikov. Niciunul din ei nu pomenea niciodată despre aceste lucruri, dar amândoi știau că așa va fi. În ultima zi, când își lua rămas bun de la ai lui, Raskolnikov zâmbit ciudat la încredințările înflăcărate ale surorii lui și ale lui Razumihin cu privire la viitorul lor fericit, după ce va ieși el din ocnă, căci presimțea că boala mamei lui o va duce în scurt timp în mormânt. În sfârșit, a avut loc plecarea lui și a Soniei. 2 luni mai târziu, Dunia s-a măritat cu Razumihin. Nunta a fost liniștită și tristă. Printre invitați se aflau Porfirii Petrovici și Zasimov. În ultimul timp, totul vedea în Razumihin un om care a luat o hotărâre energică. Dunia credea orbește că el își va aduce la îndeplinire toate planurile și nici nu se putea să nu creadă. Omul acesta dovedea o voință de fier. El s-a reînscris la facultate ca să-i sprăvească studiile. Amândoi erau hotărâți ca peste 5 ani să se mute în Siberia. Până atunci, aveau toată încrederea în Sonia.
Polheria Alexandrovna binecuvânta cu bucurie căsătoria fiicei ei cu Razumihin, dar după nuntă rămase parcă și mai tristă și mai îngrijorată. Ca să-i facă plăcere, Razumihin îi vorbi între altele despre purtarea frumoasă a lui Raskolnikov față de acel student și de tatăl bătrân al acestuia, despre faptul că Rodia a salvat acum un an doi copilași dintr-un incendiu și apoi a zăcut la pat din pricina arsurilor căpătate. Aceste povestiri o aduseră pe Pulheria Alexandrovna și așa bolnavă de nervi, într-o stare de exaltare. Nu mai vorbea decât despre acestea, pe care le împărtășea și oamenilor de pe stradă, deși Dunia au însoțat totdeauna. În trăsurile publice, în magazine, dacă punea mâna pe un ascultător, aducea vorba despre fiul ei, despre articolul lui. Povestea cum a ajutat pe un student și a căpătat arsuri grave în timpul unui incendiu, etc., etc. Donițica nu știa cum să oprească. Această stare de exaltare, în afară că obosea pe bolnavă, era primejdioasă și fiindcă s-ar fi putut întâmpla ca cineva să-și aducă aminte de numele lui Raskolnikov din procesul penal și să înceapă să vorbească despre el, ceea ce ar fi putut dezlănțui o catastrofă. Pulheria Alexandrovna afla adresa mamei celor doi copilași salvați din incendiu și voia neapărat să-i facă o vizită. În cele din urmă, neliniștea ei ajunse la culme. Uneori începea deodată să plângă, făcea mereu febră și delira. Într-o dimineață spuse hotărât că, după socotirile ei, Rodia trebuia să vină în curând, deoarece ea își amintește că, luându-și o rămas bun de la ea, i-a spus că trebuia să-l aștepte exact peste 9 luni. Se apucă să strângă în casă și să se pregătească să-l întâmpine. Ea a grijit și a așezat odaia pe care i-o destina, propria ei odaie. A curățat mobila, a spălat și a pus la ferestre perdele noi. Dunia era alarmată, dar nu spunea nimic și chiar o ajuta să așeze odaia fratelui ei. După o zi agitată, plină de închipuirile cele mai fanteziste, de visuri de fericire și de lacrimi, noaptea i-a fost rău tare, cu febră și delir, și dimineața s-a declarat congestia cerebrală. Peste 2 săptămâni, Pulheria Alexandrovna s-a prăpădit. În delir, îi scăpa unele cuvinte din care se putea deduce că bănuia mult mai multe despre soarta tragică a fiului ei decât s-ar fi putut crede. Raskolnikov nu știu multă vreme despre moartea mamei lui, deși era în corespondență cu familia lui chiar de la începutul șederii în Siberia, prin intermediul Soniei. Aceasta scria punctual o dată pe lună la Petersburg, pe adresa lui Razumihin, și primea tot atât de punctual răspuns la scrisorile ei. La început, epistolele Soniei îi păreau Dunii și lui Razumihin cam seci și nesatisfăcătoare, dar mai târziu ajunseră la concluzia că mai bine nici nu se putea scrie, fiindcă la urma urmei găseau în ele datele cele mai complete și exacte ale existenței sărmanului lor frate. Scrisorile Soniei erau pline de lucrurile cele mai obișnuite, de descrierile cele mai simple și precise ale vieții de ocnaș al lui Raskolnikov. Nu vorbea niciodată despre speranțele ei. Nu încerca să ghicească ce va fi în viitor. Nu descria propriile ei sentimente. În loc să încerce să lămurească starea lui sufletească și, în general, viața lui lăuntrică, ea se mărginea numai la fapte, adică le comunica vorbele lui, știrea mănunțită despre starea sănătății, ce dorință a manifestat când a fost să-l vadă, ce a rugat-o, ce a întrebat, ce însărcinări i-a dat. Toate acestea erau relatate foarte amănunțit. Și astfel chipul nefericitului frate se desprindea de la sine, se contura clar și precis. Nu putea fi vorba de nicio greșeală, fiindcă nu erau decât fapte directe, simple. Dar din toate aceste știri, Dunia și soțul ei nu puteau scoate decât prea puține lucruri îmbucurătoare, mai ales la început. Sonia scria că Raskolnikov este veșnic posomorât, puțin vorbăreț, că știrile pe care îi le comunică de câte ori primește o scrisoare aproape nu-l interesează. Că uneori întreabă de mama lui și că atunci când ea, simțind că el bănuiește adevărul, i-a spus în sfârșit tot, spre marea ei mirare, știrea morții mamei lui nu i-a făcut o impresie prea mare. Cel puțin așa i s-a părut după înfățișarea lui. Între altele, ea scria că, deși el s-a zăvorât în el însuși și pare străin de tot ce îl înconjoară, a acceptat noua lui viață deschis și cu simplitate. Că înțelege perfect situația, nu așteaptă în viitorul apropiat nimic mai bun, nu nutrește nicio speranță deșartă. Că nu-l miră nimic în ambianța aceea atât de nouă și atât de puțin asemănătoare cu cea de altă dată.
Scria că e sănătos. Se duce la lucru, nu se ferește de muncă, dar nici nu arată mare râvnă. Este absolut nepăsător față de mâncarea ce îi se dă, dar că această mâncare, în afară de duminici și zilele de sărbătoare, este atât de proastă încât a primit cu plăcere de la ea, Sonia, ceva bani ca să bea zilnic ceai. Căci despre toate celelalte a rugat-o să nu-i ducă grijă, fiindcă a asigurat-o că nu-i place să se ocupe cineva de el. Mai târziu, Sonia a comunicat că n-a văzut niciodată camera comună pe care o împarte cu ceilalți deținuți și, în general, interiorul cazărmilor, dar că deduce că acolo trebuie să fie mare înghesuială, urât și nesănătos. Că el doarme pe patul comun așternut cu o pătură de pâslă și că altceva nu vrea să-și procure. Că duce o viață simplă și sărăcăcioasă, nu din principiu sau după un plan conceput de mai înainte, ci pur și simplu din nepăsare și lipsă de grijă pentru soarta lui. Sonia mărturisea sincer că, mai ales la început, vizitele ei nu numai că nu-i făceau deloc plăcere, dar chiar îl iritau, că aproape nu vorbea cu ea și uneori se purta grosolan. Până la urmă însă s-a obișnuit cu aceste vizite, care au ajuns să fie aproape necesare, așa că s-a simțit foarte trist când ea s-a îmbolnăvit și n-a putut să vină să-l vadă câteva zile. În zilele de sărbătoare se văd la poarta închisorii sau la corpul de gardă unde el este adus pentru câteva minute. În cursul săptămânii se ducea să-l vadă la locul de muncă, unde ea poate să intre, fie în ateliere sau în fabricile de cărămizi, fie în neșurile de pe malul Irtâșului. Despre ea, Sonia scria că a reușit să facă unele cunoștințe și chiar să găsească protecție. Că face croitorie și, cum în oraș, nu există aproape nicio croitoreasă, e apreciată în multe case. Numai despre faptul că datorită ei și Raskolnikov a început să fie protejat de superiorii lui care ușurează munca și altele, Sonia n-a scris nimic. Apoi a sosit știrea că Raskolnikov se ține departe de toți ceilalți, că ocnașul nu l-au îndrăgit, că tace zile întregi și este din ce în ce mai palid. Apoi, în ultima scrisoare, Sonia comunică că el s-a îmbolnăvit destul de grav și zace în spital, în salonul pentru arestați. Capitolul 2. Era bolnav de multă vreme, dar nu grozăviile vieții de ocnaș, nu munca, nu hrana, nu capul ras, nu hainele vărgate îl frânseseră, nu. Ce-i păsa lui de toate aceste chinuri și suferințe? Dimpotrivă, era mulțumit să muncească. Prin oboseala fizică câștiga cel puțin câteva ore de somn liniștit. Și ce însemna pentru el zeama lungă cu gândaci care îi se dădea drept mâncare? În viața lui de student, adeseori n-a avusese nici atât. Hainele lui erau călduroase și potrivite cu felul de viață. Cătușele nu le simțea. Să se rușineze de capul lui ras, de haina lui vărgată? Dar în fața cui? În fața Soniei? Sonia se temea de el. Cum ar fi putut să fie rușine de ea? Atunci, ce era? Totuși era rușine până și de Sonia, pe care o chinuia din pricina asta, purtându-se cu ea disprețuitor și brutal. Dar nu era rușine nici de capul lui ras, nici de cătușe. Mândria lui fusese crunt rănită și el din asta se îmbolnăvise. Cât de fericit s-ar fi simțit dacă s-ar fi putut învinui singur. Atunci ar fi îndurat tot, până și rușinea și ocară. Dar oricât de aspru se judeca, cugetul lui înrăit nu găsea în trecutul lui nicio vină deosebită. Nu și imputa decât că a dat greș, ceea ce îi se poate întâmpla oricui. Era rușine să se vadă pe el, Raskolnikov, pierdut prostește, fără leac, fără nădejde, în tăcere, învins de destinul orb și căruia trebuia să se supună. Să se încline în fața absurdității acestei sentințe, dacă vrea să recapete un pic de liniște. O neliniște fără scop și fără rost în prezent. O necontenită jertfire de sine, stearpă, fără folos. Iată ce rezerva viața. Ce mângâiere poate fi că peste 8 ani nu va avea decât 32 de ani și că la vârsta asta se poate reîncepe o viață nouă? Pentru ce să trăiască? Ce să spere? La ce să năzuiască? Să trăiască numai ca să trăiască? Dar de totdeauna a fost gata să-și dea viața pentru o idee, pentru o speranță, chiar și pentru o iluzie. Niciodată nu i-a fost de ajuns numai să trăiască, întotdeauna a dorit mai mult.
poate că numai datorită puterii pe care o aveau dorințele lui să socotise cândva un om căruia îi este permis mai mult decât altora. Măcar să-i fi trimis soarta remușcarea, o remușcare arzătoare care zdrobește inima, care alungă somnul, o remușcare ale cărei chinuri cumplite te fac să vrei să te spânzuri ori să te negi. Cât de fericit ar fi fost atunci! Suferința și lacrimile sunt și ele viață, dar el nu simțea nicio remușcare pentru crima săvârșită. Cel puțin ar fi putut să fie furios de prostia lui, așa cum fusese altădată de faptele stupide și odioase care l-au dus la închisoare. Dar acum, la ocnă, în libertate, a cântărit și și-a judecat faptele de odinioară și nu le-a mai găsit atât de stupide și odioase cum îi păruseră atunci. În ce a fost ideea mea mai proastă decât alte idei și teorii care mișună și se ciocnesc între ele pe lume, de când există acest pământ? Ajunge să privești acest lucru dintr-un punct de vedere independent, larg, dezbărat de prejudecățile actuale. Și atunci, firește, ideea mea n-are să mai pară atât de ciudată. Voi cei deștepți, așa zis cu spiritul larg, voi cugetători de cinci parale, de ce vă opriți la mijlocul drumului? De ce oare fapta mea le pare atât de urâtă? Fiindcă este o fără de lege? Dar ce înseamnă fără de lege? Cugetul meu este liniștit. Firește, am săvârșit o crimă penală. Firește, am trecut peste litera legii și am vărsat sânge. Bine, fie și așa. N-aveți decât să-mi tăiați capul și gata. În cazul acesta, firește, mulți dintre binefăcătorii omenirii, care n-au moștenit puterea, ci au pus singur mâna pe ea, ar fi trebuit să fie executați de la primul pas. Dar oamenii aceia au mers până la capăt și de aceea au dreptate. Iar eu n-am fost în stare și, prin urmare, n-am avut dreptul să-mi permit să fac acest pas. Era singurul punct în care și-a recunoștea vina. În faptul că a fost slab și s-a predat singur. Suferea și la gândul, de ce nu s-a omorât atunci? De ce, în loc să se arunce în râu, a preferat să se predea? Oare atât de puternică este dorința de a trăi și e atât de greu să o învingi? Dar Svidrigailov, care se temea de moarte, a învins-o totuși. Se chinuia punându-și mereu această întrebare și nu putea să înțeleagă că, dacă nu se aruncase atât de rău, e că poate presimțise că în sufletul și în convingerile lui este o adâncă eroare. Nu înțelegea că în această presimțire poate încolțea o nouă concepție de viață, începutul unei renașteri, semnul învierii lui. Admitea mai curând că se supusese forței brutale a instinctului, căruia era prea slab și nemernic să-i se poată împotrivi. Se uita la tovarășii lui de ocnă și se minuna cât de mult iubeau viața, cât o prețuiau. I se părea că tocmai la închisoare viața e mai iubită, mai prețuită, mai scumpă decât în libertate. Ce chinuri cumplite, câte suferințe n-au îndurat unii din ei, de pildă vagabonzii. Să fi avut atâta preț pentru ei o rază de soare, pădure neumblată, un șopoțel cu apă rece într-un deseș necunoscut de nimeni, pe care un vagabond și-l însemnase în minte încă de acum 3 ani și pe care visează să-l revadă ca pe ibofnica lui, pe care îl vede în somn înconjurat de iarbă verde, cu o păsărică ciripind într-un tufiș. Privind din ce în ce mai atent, vedea alte exemple și mai inexplicabile. În închisoare, în mediul ce-l înconjura, desigur, multe lucruri îi scăpau și de-al minter nici nu voia să vadă nimic. Trăia cu ochii în pământ. Găsea nesuferit, dezgustător să privească viața în față. Dar până la urmă, multe lucruri, a căror existență nici nu o bănuise până atunci, îi treziră mirarea și, fără să vrea, începu să le observe. Dar ceea ce îl mirea mai ales din ce în ce mai mult era prăpastia înfiorătoare, de nestrăbătut, care îl despărțea de toți oamenii aceia. Ai fi zis că ei și el făceau parte din două națiuni deosebite. Se priveau cu dușmănie și neîncredere. Cunoștea și înțelegea cauzele generale ale acestei dezbinări, dar niciodată înainte n-ar fi admis că aceste cauze erau într-adevăr atât de profunde și atât de puternice.
În închisoare se aflau polonezi deportați pentru crime politice. Aceștia se uitau la toată lumea ca la o gloată incultă, o gloată de robi, și o priveau de sus cu dispreț. Dar Raskolnikov nu putea împărtăși felul lor de a vedea. Își dădea seama că acești oameni inculți erau în unele privințe mai deștepți decât polonezii. Se aflau în închisoare și ruși, care de asemenea disprețuiau poporul. Un fost ofițer și doi seminariști. Raskolnikov vedea limpede greșeala lor. Și totuși, el nu era iubit. Lumea se ferea de el. Până la urmă începură chiar să-l urască. Pentru ce? Nu știa. Era disprețuit, batjocorit. Și cei mai mari criminali, care erau mult mai vinovați decât el, râdeau de crima lui. Boierule, ziceau unii, de ce ai pus mâna pe topor? Treabă boierească e asta? În a doua săptămână a postului mare, îi veni rândul să se spovedească împreună cu toți cei din sala lui. S-a dus la biserică. Într-o zi, n-ar fi știut să spună din ce, s-a iscat o ceartă și toți s-au năpustit furioși asupra lui. Necredinciosule, nu crezi în Dumnezeu. Ar trebui ucis, strigau ei. Niciodată nu vorbise cu ei despre Dumnezeu și despre credință, și totuși ei voiau să-l omoare ca pe un ateu. Tăcuși nu le răspunse nimic. Un ocnoș se repezi la el turbat de furie. Raskolnikov îl așteptă liniștit, tăcut, fără să se clintească, fără să-i tresară un mușchi pe obraz. Gardianul se aruncă la timp între ei. O clipă să fie întârziat, ar fi curs sângele. O altă întrebare îi părea de asemenea de nerezolvat. De ce o îndrăgiseră cu toții pe Sonia? Ea nu încerca să se ia bine pe lângă ei. O întâlneau rar, doar când și când la locul de muncă, când venea să-l vadă o clipă. Și cu toate acestea o cunoșteau toți. Cunoșteau și faptul că ea l-a urmat pe el. Știau cum trăiește, unde stă. Sonia nu le dădea bani, nu le făcea niciun serviciu deosebit. Numai o singură dată de Crăciun a adus în dar, pentru întreaga închisoare, plăcinte și colaci. Dar încetul cu încetul, între ei și Sonia, s-au stabilit relații mai strânse. Ea scria familiilor lor și expedia scrisorile. Rudele lor, venind din oraș, îi lăsau, după indicația lor, obiecte și chiar bani. Soțiile și ibovnicile o cunoșteau și se duceau la ea. Când Sonia venea să-l vadă la locul lui de muncă, sau întâlnea grupul de arestați care se ducea la lucru, toți își scoteau șepțile, toți o salutau. Măicuța, Sofia Simionovna, măicuța noastră scumpă și dragă, spuneau acești ocnași brutali, înfierați, aceste ființe firave și micuțe. Ea le zâmbea. Le era drag până și mersul ei. Își întorceau capul ca să privească din urmă, să vadă cum merge și o lăudau. O lăudau până și pentru faptul că este atât de mică. Aproape nu știau pentru ce să mai laude. Se duceau la ea după sfaturi și leacuri când erau bolnavi. Raskolnikov zăcu în spital până la sfârșitul postului și săptămâna mare. Aproape întremat își aminti de visurile lui pe când zăcuse cu febră mare și în delir. I se părea mereu că lumea întreagă este osândită să cadă victime unei ciume înfiorătoare, nemai auzită și nemai văzută, venind din străfundurile Asiei spre Europa. Trebuia să piară toți, în afară de câțiva aleși. Apăruseră niște trichine noi, niște ființe microscopice care pătrundeau în corpul omului. Aceste ființe erau spirite înzestrate cu rațiune și voință. Oamenii, în corpul cărora pătrundeau, turbau și își pierdeau mințile. Dar niciodată oamenii nu s-au considerat atât de inteligenți și atât de siguri de adevărul lor ca cei atiși de boală. Li se părea că niciodată n-au existat verdicte, deducții, convingeri morale și credințe mai neclintite ca ale lor. Sate întregi, orașe întregi, popoare întregi se molipseau și cădeau pradă nebuniei. Toți erau agitați și nu se înțelegeau între ei. Fiecare credea că el singur cunoaște adevărul și se despera uitându-se la ceilalți. Se bătea cu pumnul în piept, plângea și își frângea mâinile. Oamenii nu mai știau să judece ce este bine și ce este rău. Nu știau pe cine să condamne și pe cine să achite. Se omorau între ei într-o furie absurdă.
Se adunau în armate, dar armatele acestea, pornind în campanie, începeau să se destrame. Rândurile se desfățeau, ostașii se năpusteau unii împotriva celorlalți, se împungeau, se tăiau, se sfârtecau și se mâncau între ei. În orașe, zile întregi suna clopotul de alarmă. Erau chemați toți, dar cine chema și pentru ce chema nu știa nimeni și toți erau alarmați. Oamenii părăseseră meșteșugurile cele mai obișnuite, fiindcă fiecare își propunea ideile, reformele și nu puteau să cadă la o înțelegere între ei. Agricultura era părăsită. Aici colo, oamenii se adunau grămadă, se învoiau să întreprindă o acțiune comună, jurau să nu se mai despartă. Dar o clipă după aceea își uitau făgăduielile și începeau imediat cu totul altceva decât ceea ce propuseseră. Se învinuiau reciproc, se băteau, se omorau. Casele luau foc, începuse și foamete. Toți și toate se prăpădeau. Ciuma se întindea, înaintea mereu. Din lumea întreagă nu se puteau salva decât câțiva oameni curați la suflet, oameni aleși, destinați să dea naștere unei noi omeniri, să reînnoiască viața, să purifice pământul. Dar nimeni nu-i vedea nicăieri pe acești oameni, nimeni nu le auzise vorba și glasul. Acest vis absurd trezi în mintea lui Raskolnikov un ecou trist și apăsător, care stărui multă vreme. Săptămâna mare trecuse, zilele erau călduroase, senine, zile de primăvară. În salonul arestaților, fereastra era deschisă. În tot timpul bolii lui, Sonia nu putuse să-l viziteze în salon decât de două ori. De fiecare dată trebuie să scoată o autorizație specială, ceea ce era foarte greu de obținut. Dar ea venea mereu în curtea spitalului, sub fereastră, mai ales pe înserate. Uneori numai ca să stea câteva clipe în ogradă și, măcar de departe, să se uite la fereastra salonului. Între după amiază, Raskolnikov, aproape cu totul însănătoșit, a dormit. Când se trezi, se apropie întâmplător de fereastră și deodată o zări pe Sonia lângă poarta spitalului. Stătea pe loc și parcă aștepta ceva. Văzând-o, Raskolnikov simți ca o săgeată în inimă. Tresări și se depărtă cât mai iute. A doua zi Sonia nu veni, a treia zi de asemenea. Raskolnikov își dădu seama că o așteaptă cu îngrijorare. În sfârșit, ieșe din spital și se întoarse la închisoare, unde află de la ceilalți arestați că Sonia Semyonovna este bolnavă la pat și nu iese din casă. Foarte îngrijorat, Raskolnikov trimise pe cineva să întrebe cum îi merge. Află repede că boala nu este gravă. Sonia, la rândul ei, văzând că el este îngrijorat și este dor de ea, îi trimise un bilețel scris cu creionul, în care spunea că se simte mai bine, că nu e vorba decât de o simplă răceală, foarte ușoară, și care să vină cât de curând să-l vadă la lucru. Citind biletul, inima îi bătu dureros și puternic. Ziua era iarăși caldă și senină. Dimineața de vreme, pe la 6, porni la lucru pe malul râului, unde fusese instalat într-o șură un cuptor de ars alabastru și unde deținuții îl pisau. Fură trimiși să lucreze acolo numai trei arestați. Unul din ei îl luă pe gardian și plecă la fortăreață după nu știu ce scule. Altul începu să spargă lemne și să le pune pe foc. Raskolnikov ieși din șură pe malul apei, se așeză pe butucii stivuiți lângă șură și începu să privească râul lat și pustiu. Dar pe malul înalt se deschidea o priveliște întinsă. De foarte departe, dincolo de râu, veneau slabe sunete de cântec. Acolo, în stepa fără margini, scăldată în soare, ca niște puncte negre, abia se zăreau iurtele nomazelor. Acolo era libertate, acolo trăiau alți oameni, care nu semănau deloc cu cei de pe malul acesta. Acolo parcă însuși timpul s-a oprit în loc, de pe vremea lui Avraam și a turmelor lui. Raskolnikov privea țintă înainte această depărtată vedenie. Gândurile se topeau încet într-o visare, într-o contemplare. Nu se mai gândea la nimic, dar un dor nelămurit îi neliniștea și i-a apăsat pieptul. Deodată Sonia răsări în fața lui. Se apropie încet și se așeză lângă el. Era încă foarte devreme. Se mai simțea frigul dimineții. Sonia purta vechiului paltonaș sărăcăcios și șăluțul verde. Se vedea după obrazul ei slăbit, palid și tras, că abia se ridicase din boală. Ea îi zâmbi cu dragoste și bucurie și, ca de obicei, îi întinse cu sfială mâna. Îi întindea totdeauna cu sfială mâna și, uneori, nu i-o întindea de fel, ca și cum s-ar fi temut să nu i-o respingă.
El părea că îi strânge mâna totdeauna cu dezgust. O întâmpinea cu ciudă și uneori tăcea îndărândic tot timpul vizitei. Pe Sonia o cuprindea teama și pleca copleșită de durere, dar acum mâinile lor rămaseră strâns unite. El îi aruncă întreagă o privire, nu rosti nicio vorbă și își lăsă ochii în pământ. Erau singuri, nu-i vedea nimeni. Gardianul se întorsese într-altă parte. Deodată, n-ar fi știut să spună cum s-a întâmplat, dar parcă o putere nevăzută l-a aruncat la picioarele ei. Plângea și îi îmbrățișa genunchii. În prima clipă ea se sperie grozav, fața ei pălica de moarte, sări în sus și îl privi tremurând, dar aproape numai decât înțelese tot. În ochii ei se aprins o fericire fără margini, înțelese că nu mai era nicio îndoială că el o iubea, o iubea nemăsurat, că în sfârșit sosise clipa. Voiau să vorbească și nu puteau, le erau ochii plini de lacrimi, amândoi erau palizi și slabi. Dar pe chipurile acestea bolnăvicioase și palide străluceau zorile unor preschimbări de pline, a învierii și a renașterilor la o viață nouă. Îi regenerase dragostea. Inima unuia cuprindea izvoare nesecate de viață pentru inima celuilalt. Hotărâre să aștepte și să rapte. Mai rămâneau 7 ani și până atunci câtă suferință cumplită, câtă fericire nemărginită. Dar el înviase și știa acest lucru. Îl simțea cu întreaga lui ființă renăscută la viață. Iar ea? Ea nu trăia decât prin el. În seara aceleiași zile, după ce fură încuiate porțile închisorii, Raskolnikov sta întins pe patul comun și se gândea la ea. În ziua aceea îi părea că toți ocnașii, foștii lui dușmani, îl priveau altfel. Încerca să se intre în vorbă cu ei și ei îi răspunseră prietenoși. Își aminti toate acestea, dar nu se miră. Așa trebuia să fie. Oare nu trebuiau acum să se schimbe toate? Se gândea la ea. Își aminti cât o chinuise, cât îi sfâșiase inima. Vedea în închipuire obrajorul ei palid, slăbuț, dar aceste amintiri aproape nu îl mai făceau să sufere. Știa că va răscumpăra toate suferințele ei cu dragostea lui nemăsurată. Și apoi, ce însemnau toate acestea? Toate suferințele din trecut. În bucuria primelor clipe de renaștere la viață, totul, chiar crima lui, condamnarea și deportarea în Siberia, îi păreau acum ceva exterior, străin de el. Aproape se îndoia că toate acestea îi se întâmplaseră în adevăr lui. De altfel, în seara aceea nu izbutea să se gândească mai adânc, să se concentreze asupra unui singur lucru, să rezolve chestiunea cu mintea întreagă. Simțea și nimic mai mult. Viața înlocuise judecata, în conștiința lui se născuse ceva nou. Sub perna lui se găsea Evanghelia. O luă fără gând. Cartea era a ei, aceeași din care îi citise cândva despre învierea lui Lazar. La început, crezuse că Sonia are să-l bate la cap cu religia. Are să aducă mereu vorba despre Evanghelie și să-l silească să ia cărți sfinte. Dar, spre marea lui mirare, ea nu-i vorbise niciodată despre toate acestea și nici măcar nu-i propusese să-i aducă Evanghelia. I-o ceruse el singur cu puțin înainte de a se îmbolnăvi și ea îi dăduse în tăcere cartea, dar până atunci nu o deschisese. Nu o deschise nici acum, dar un gând i-a trecut prin minte ca un fulger. Oare poate acum credința ei să nu fie și credința mea? Sentimentele, năzuințele ei cel puțin. Sonia se simți și ea toată ziua agitată, iar noaptea se îmbolnăvi din nou. Dar era atât de fericită, că aproape se temea de fericirea ei. 7 ani. Numai 7 ani. La începutul fericirilor, erau gata să privească amândoi acești 7 ani ca 7 zile. Raskolnikov nu știa că viața nouă nu se capătă de pomană, că trebuie răscumpărată cu preț mare, plătită cu îndelung eroism. Dar aici începe o altă poveste, povestea regenerării treptate a unui om, a renașterii lui progresive, a trecerii lui nesimțite dintr-o lume într-alta necunoscută de el până atunci. Aceasta ar putea fi tema unei noi povestiri, cea scrisă aici, s-a sfârșit.
1866. Ați ascultat Crimă și pedeapsă de Fyodor Mihailovici Dostoevski. A citit Valeria Sima.